Bine v-am găsit! Din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost întotdeauna curioși să afle despre universul nostru. Astfel încât, aceștia au conceput sateliți și au trimis astronauți în spațiu pentru a explora acest univers. Sateliții artificiali sunt obiecte create de om, care sunt lansate în spațiu și explorează un anumit corp ceresc. Aceștia pot avea diferite forme sau mărimi și se aseamănă cu niște roboței, care mai de care mai interesanți și diferiți. Vă amintiți care sunt corpurile geometrice studiate? Priviți imaginea din stânga voastră și spuneți care este corpul geometric cu care se aseamănă planetele din universul nostru. Priviți cu atenție! Planetele din sistemul nostru solar se aseamănă cu sfera. Dacă veți privi cu atenție bulele care se formează atunci când turnați apă într-un pahar, veți observa mici sfere care se formează în apă. Oare cum arată un costum de astronaut? Știați că un costum pentru astronauți nu este doar un simplu costum? Acesta este o navă spațială care repetă forma corpului pentru pregătirea zborurilor spațiale. Acestea au fost create pentru a proteja oamenii față de mediul neprietenos care se află în spațiu. Partea superioară a costumului, care seamănă cu o carcasă sau o capsulă, are forma unei sfere. Partea din spate, rucsacul echipat cu rezervoare de oxigen, are forma unui cuboid. Pentru a transporta oxigenul din rezervoare, este nevoie de un filtru care are forma unui cilindru. Sateliții artificiali trimiși în spațiu de oameni, vă spuneam că au diferite forme. Acesta, din imagine, are forma unui cub. Toate corpurile geometrice studiate de voi le puteți observa în obiectele aflate în jurul vostru. Priviți! Fiindcă am discutat despre sateliții care ajung în spațiu și știm că aceștia pot avea diferite forme, haideți să încercăm să construim cu ajutorul corpurilor geometrice studiate. Priviți imaginea. Ce corpuri aș putea folosi? Să observăm. Am folosit următoarele corpuri geometrice, sfera și cilindrul. Dar acest satelit, din ce corpuri geometrice poate fi construit? Priviți! Cub, cilindru și sferă. Pe acestea vă las pe voi să-l construiți. Ce corpuri ați folosi? Sfera și cilindrul. Știți să construiți un roboțel din corpurile geometrice studiate? Iată ce roboțel am construit eu. Puteți să folosiți și voi alte corpuri geometrice și să construiți un roboțel. Succes!